Ce s-a întâmplat cu CFR? 1-0 în Turcu. A fost, te auzeam, Raul, am vorbit aici în timpul săptămânii, înainte de returul din Cipru, îmi spuneai că CFR e ca și calificat în grupele Conference League. Erai mai încrezător în CFR decât în FCSB și atât că a fost invers până la urmă. Credeam că CFR se va califica mult mai ușor decât se va califica Steaua, pentru că în principal am crezut că amândouă echipele vor merge una în Europa League, una în Conference League. Doar că meciul tur a fost un meci, pot să spun, pe placul lui Petrescu. 1-0, fără ocazii, un joc șters în care au câștigat. Cu un om în minus. Mai bine de o repriză. Adică chiar a fost pe placul lui Petrescu. Dacă a fost pe placul lui, că a fost un om în minus. Nu, greșeala făcută de Deac. Dar returul, să începi în secunda 10 cu o pasă la adversar și să iasă ocazie mare, arată lipsă de concentrare, lipsă de pregătire, poate chiar presiune pe ei, pentru că accederea în Conference League pentru CFR era obiectivul prioritar în această toamnă. Ei aveau nevoie foarte mare de această competiție, acum le-a mai rămas doar cupa și campionatul. Orice altceva în afară de event va însemna un dezastru pentru CFR.